Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vom învăța engleza din acest cântec. Știți voi, Counting Stars de One Republic. Ready? Let's go! Counting Stars. Cine n-a auzit de acest cântec? Serios, cine n-a auzit de acest cântec? Există așa oameni? El este unul foarte popular, apropo, unul dintre cele mai populare pe YouTube, are peste 3,6 miliarde, billion, învățați acest cuvânt. 3.6 billion views on YouTube. So many views! Un alt motiv pentru care am ales acest cântec sunteți voi. V-am cerut pe YouTube să votați pe care cântec să îl analizăm și ați votat Counting Stars. Plus, eu ador această piesă, așa că let's go! Trebuia să-ți spun mai târziu despre asta în acest video, dar eu n-am răbdare. Just wait, you're so impatient. La finalul acestui video îți dau și un cadou. Sunt exerciții făcute în baza acestui cântec unde îți poți exersa vocabularul. Iar tu le vei putea descărca gratuit. This is amazing. Alright, haideți să începem. Să vedem ce putem învăța din Counting Stars. Lately I've been losing sleep. Lately înseamnă recent. Recent am început să-mi pierd somnul. I've been losing sleep. Asta e present perfect continuous. Dreaming about the things that we could be. Dreaming about the things that we could be. Deci visând la lucrurile pe care le-am putea avea. Baby, I've been praying hard. I've been praying hard. Ce timp e asta? Tocmai ți-am spus. I've been praying hard. Corect, present perfect continuous. Și el spune, baby, iubito, am început să mă rog mai mult. I've been praying hard. Who are we praying to? Pray, you know, like praying. I have busy hands, I'm praying. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Said este prescurtare de la I said, deci am zis, no more counting dollars, nu mai numărăm dolari, adică nu o să numărăm bănuții, banii. We'll be counting stars, vom număra stelele. Și sensul e foarte metaforic. Yeah, we'll be counting stars. Eu am citit în foarte multe surse ce vor să zică ei de fapt prin acest cântec și înțeleg că vorbește despre o relație, el și ea, în care they're struggling, you know, to make money, nu prea reușesc să facă bani, dar își doresc să iasă din acest impas financiar și să nu le piese de bani, dar să se uite la stele, adică să viseze. Look at them stars. Sau simplu, să-și trăiască viața cu adevărat, nu să numere bănuții. Shouldn't I be living life to the fullest and trying new things? Cam așa îl înțeleg eu, spune-mi tu, ce sens vezi în aceste versuri în comentarii. Vreau să văd și interpretarea voastră, pentru că eu știu că am mulți studenți cu engleza avansată care deseori îmi șterg mie nasul și înțeleg expresiile mai bine. The student surpasses the master. Așa că să văd. Și începem. De acolo luați swinging vine. I see this life like a swinging vine. Swinging vine de la verbul swing, a te da în leagăn. So vine este de fapt o leană sau chiar și la viță de vie, tot putem spune vine. Deci văd viața asta ca pe o leană care așa se leagănă. Tot e metaforă cu urcușuri și coborâșuri, așa. Niciodată nu știu unde o să te poarte. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. In my face is flashing signs. Vezi semnele pe fața mea, semnele vieții pe care o am. Seek it out and ye shall find. Îmi place mult verbul seek, înseamnă a căuta. Învățați-l de aici. I seek knowledge. Seek it out, tot înseamnă a căuta. Seek it out. Hai să spunem ca, cum o cheamă? Ryan, dacă Ryan. Ryan, seek it out. Repetă cu mine. Seek it out. Right, nice. Seek it out and ye shall find. Ce înseamnă fraza asta? Simplu. Caută și vei găsi. Cum ne spunea nouă mama în copilărie. Seek it out and you shall find. O să fie versiunea în engleză. Și îmi place mie cântecul ăsta pentru că el e potrivit atât pentru avansați cât și pentru începători. For everyone. Da, sunt metafore, dar uite, ei zic old, but I'm not that old. Începătorii mei cu siguranță înțeleg. So, old, but I'm not that old. Bătrân, dar nu-s chiar așa de bătrân. Young, but I'm not that bold. Luați cuvântul bold. That's bold. Bold move, brother. Bold men make bold statements.
Probabil l-ați văzut la Word document, este italics și este înainte de asta bold. Similar sens, doar că când vorbim despre o persoană că e bold, e că e persoană cu tupeu, care are așa, determinare. Bold choice, Mr. Flintstone. Young, but I'm not that bold. Deci sunt tânăr, dar nu sunt atât de curajos. Deci bătrân, nu-s chiar atât de bătrân, sunt tânăr, dar n-am curaj. Nică n-ai gine. Hai să facem o scurtă pauză. Știi un pic engleza, dar vrei să ai un nivel mai bun? Ai vrea să faci cursuri de engleză online din confortul propriei case? Atunci vino la cursurile mele de engleză online. După orice curs îți garantez că engleza ta va deveni considerabil mai bună. Dovada acestui fapt sunt miile de absolvenți ale cursurilor mele. Apropo, ai garanția satisfacției, adică primești toți banii înapoi în cazul în care cursul nu ți se potrivește. Apasă pe linkul din descrierea acestui video pentru mai multe detalii. Apasă! Nu cred că lumea este vândută. The world is sold. Sold, da? Este vândut. Sold it! Sold the house! Știți de sold de la shopping? I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Eu doar fac ceea ce nouă ni se spune. Deci simțiți aici frustrarea lui, da? De faptul că trăiesc în lumea asta după regulile altcuiva. Trebuie să fac bani, să fac ceea ce mi se spune. Ca la lucru, da? Acolo unde nu-ți place ce își faci. Asta nu la Fantastic English, desigur. I'm just doing what we're told. Și ca sens, în această strofă, el spune despre conduita oamenilor din zilele noastre. Faptul că ei ar vrea să facă lucrurile la care ei cu adevărat visează, dar nu pot, pentru că au limitări. Trebuie să facă, nu știu, jobul pe care l-au sau nu au suficiente resurse financiare. They do what they are forced to do. Don't be like that. Hai să vedem mai departe. Love this part. I feel something so right doing the wrong thing. Right? Wrong. Simt că se întâmplă atât de corect lucrurile când fac ceva greșit, ceva împotriva sistemului. Sau traducerea mai exactă, simt că ceva e atât de drept în a face lucrul greșit. Dar oricum voi veți avea în cadou vostru de la sfârșitul videoclipului traducerea integrală. And moving on. Și invers, I feel something so wrong doing the right thing. Deci simt ceva atât de greșit făcând lucrul corect. Cum și-am spus anterior, merg după reguli, așa cum ni se spune, dar eu mă simt like nu la locul meu. I feel so wrong. Couldn't lie. N-aș putea minți, I couldn't lie. Eu vă propun să repetați după Ryan, chiar cu intonația asta. O să memorați verbul ăsta la negativ, pronunțat frumos ca nativi. I couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. Super fraza asta și super motivantă. Tot ceea ce mă omoară mă face să mă simt viu. Și dăm drumul la refren. E bine că deja am analizat refrenul la început și deja îl știți, de aceea eu o să vă testez. Ce înseamnă lately? Corect, recent. So lately I've been losing sleep. Nu pot să dorm sau îmi pierd somnul. Și mai departe. Deci nu mai numărăm bănuții, ne vom uita la stele și vom număra stelele. Și iată așa, acum când veți cânta la vreo nuntă sau veți dansa pe acest cântec, știți și cântați. I feel love, știți ce înseamnă? Simt dragostea. Feel love. And I feel it burn. Simt cum arde. Acum și o să interpretăm ce vrea el să zică aici, departe de sensul direct, da? Down this river every time. În josul acestui râu, cu fiecare cotitură, da, râului, sau cu fiecare întoarcere. Hope is a four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Faină fraza asta. Hope is a four-letter word. Hope, într-adevăr, este un cuvânt de patru litere. I need a four-letter word. Are speranță și după aia spune make that money, watch it burn. Make that money, watch it burn. Adică, our existential, like, dread. Facem bani și-i cheltuim. Facem bani și-i cheltuim. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. Partea asta deja o știți, așa că încă o dată ascultăm și cântăm cu ei. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Vreau să vă testez ce înseamnă I'm just doing what we're told. Tell me.
Așa, eu doar fac ceea ce ni se spune, da? Nici o întrebare la mine. I couldn't lie, ce înseamnă? Așa, n-aș putea minți. Și el spune după aia, atenție. Everything that drowns me makes me wanna fly. Învățați verbul drown. He's gonna drown, he doesn't even care. Turns out our guy didn't drown. He didn't drown, he burned up. El aici l-a conjugat, everything that drowns me, pentru că e persoana a treia singular, a intrat prof în chat. She's in. Deci drown înseamnă a te înneca, sau cu sensul de tot ce mă doboară, everything that drowns me, makes me wanna fly, tot ce mă doboară, mă face să zbor, să-mi iau avânt. Everything that drowns me makes me wanna fly. Și acum atenție celor intermediari și avansați. Attention, please. Eu cum înțeleg această strofă din cântec? Everything that drowns me makes me wanna fly. I feel something so wrong doing the right thing. Deci ca sens, el parcă vrea să zică că atunci când face lucrurile care nu-i sunt permise, the things he is not allowed to do, exact atunci simte că trăiește cu adevărat. I'm just glad we're living to the fullest. Cumva că it's better because it's forbidden. Deci mai bun pentru că e interzis sau nu e conform regulilor. Dar voi ce înțelegeți? Să scrieți în comentarii, pentru că poate aveți o altă interpretare. Și acum, let's go to the chorus again. Super fain. Eu știu că cânticul ăsta ridică dispoziția multora, așa că sper că s-a întâmplat asta și cu tine. Yes, I am happy now. Și îți propun chiar să înveți acest refren, pentru că de acolo ai și present perfect continuous, ai și expresii avansate, așa că îl cântăm încă o dată. Baby, take that money, ce înseamnă? Ne amintim de mimul cu take my money? Shut up and take my money! Take that money, deci ia banii, watch it burn, faci bani, muncești, vezi cum ard, adică cum îi tochești, cum îi cheltui. It's only money. Pentru că, na, de asta își facem bani. După aia el spune, atenție la verb. Take that money, watch it burn, sing. De ce spun atenție? Pentru că în foarte multe surse, inclusiv oficiale, am găsit sing in the river, dar am găsit și sink in the river. Sink este versiunea corectă, el spune că scufundă-te în râu, metaforic chiar, și aruncă-te în greutățile vieții, da? Those are just obstacles. De ce spun că te scufunzi în lecțiile vieții? Pentru că el spune asta. Sing in the river, the lessons I learned. Da. Deci lecțiile sunt învățate, deci mă arunc în cursul vieții ca să-mi iau lecțiile. Learn a few lessons. Well, cam asta e, da? Sensul, banii sunt un lucru efemer, nu-i poți avea cu tine permanent, dar lucrurile care te construiesc cu adevărat sunt greutățile. Și înainte să ascultăm, cum zici, tot ce mă omoară mă face să mă simt viu? Acum verifică-te. Everything that kills me makes me feel alive. Reiterez, chiar dacă acest cântec are multe expresii avansate și o tonă de metafore, și începătorii îl pot cânta și pot învăța din el. Efectiv, fraza asta cu everything that kills me makes me feel alive. Repetați-o de 10 ori. Everything that kills me makes me feel alive. Serios, iată așa, de 10 ori. Și o să vedeți cum deprindeți. Ok, poate nu o să vă trebuiască să spuneți cuiva vreodată. Tot ce mă omoară, mă face să mă simt viu. Tot ce mă omoară, mă face să mă simt viu. Dar veți învăța legătura dintre cuvinte sau cuvântul everything that, tot ce. Și așa înveți engleza gratuit, automat, absorbi din cântece. This is literally the easiest way. Eu așa am învățat. Cum? Nu toată engleza, dar mult din ceea ce știu e datorită cântecelor. Și pe această notă mai cântăm o dată refrenul, dar îl cântăm, nu-l ascultăm. Come on! Lately. Îmi pare rău că s-a terminat cânticul, el e atât de fain, I love it. I love it! Veți avea ocazia să-l ascultați din nou, repet, acum și vă dau un cadou, dar, întâi de toate, let's do a short quiz. Test! Cum spunem în engleză recent? Și pe melodii, ne amintim? Lately, deci lately. Da, sau recently, tot e corect. Just recently. Am început să mă rog mai mult în engleză.
I've been praying hard. Good job. Good job, chiar și dacă n-ai știut, pentru că ai învățat acum, împreună cu mine. Cum zic curajos? Right? Exact ca la Google Word Document. Avem bold, deci cu accent. Bold, curajos, cu tupeu. I am so bold. Nu sunt atât de curajos in English? Right. I'm not that bold. Young, but I'm not that bold. Dar nu sunt atât de bătrân? Yep. I'm not that old. But I'm not that old. Dar caută și vei găsi. In English? Right. Seek it out and you shall find. Seek it out and you shall find. Seek it out and you shall find. Cum spunem a înneca în engleză? To drown. Drown, spaceman, drown! Tot ceea ce mă înneacă mă face să zbor. In English? Fraza asta des am repetat-o, eu cred că o ții minte. Yeah, so. Everything that drowns me. Everything that drowns me makes me wanna fly. Abia aștept să vă arăt ce am pregătit pentru voi, deci ți-am promis că îți facem cadou mai multe exerciții în baza acestui cântec. So, ta-da! Ta-da! It's a really nice PDF that you can download under this video cu exerciții pe care le poți face, legate și de vocabular, gramatică, traducere și ai și răspunsuri. Deci poți să te verifici. Uitați-vă câtă muncă s-a depus aici. So, you can download it. For free. It's free. It's what? You're welcome. Echipa Fantastic English muncește pentru ca să îți facă viața mai ușoară și ca tu să înveți engleza din plăcere. Și eu știu că tu o să apreciezi lucrul ăsta. Wink. Wink. Eu vreau să zic sincer că deloc n-am obosit să fac acest video, ba din contra m-am încărcat pentru că, unul la mână, you like to sing, right? Îmi place mult să cânt și deja v-am spus că am învățat engleza din cântece, de aceea vreau să continuăm această rubrică, dacă vreți și voi, desigur. Votăm. What song should I take next? Number 1. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Or number 2, Maroon 5, Girls Like You. Or number 3, Harry Styles, As It Was. Fugi în comentarii și scrie alegerea ta și ca să nu pierzi următoarele videoclipuri pe care noi aici în proiectul Rita Engleză le facem pentru tine, dă-ne follow pe conturile de YouTube, Facebook, TikTok și Instagram. Asta doar dacă vrei cu adevărat să înveți. Dacă învățat un mod interactiv nu e o prioritate pentru tine, nu ne da follow. I was super happy to have you here with me today. Thank you for watching and as always, be fantastic!